Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ochiul, o capodoperă divină. Sunt o făptură așa de minunată. Psalmul 139, versetul 14. Evoluționismul susține că acolo unde există o nevoie, natura va contribui și o va suplini. Chiar așa să fie? În Teologia Naturală, dr. William Paley scria, citez, pentru a avea ochi umezi și curați, ceea ce e absolut necesar pentru buna lor funcționare, se efectuează în mod constant o spălare de către o glandă care are acest rol. Apa aceasta sărată, care este în exces, se scurge în nas printr-un orificiu din os, mare cât un vârf de ac. Când lichidul a pătruns în nas, el se răspândește în interiorul nărilor și este evaporat prin intermediul curentului de aer cald pe care îl întâlnește în permanență în timpul respirației. E de la sine înțeles că ochiul are nevoie de umezeală, dar această necesitate a ochiului ar putea ea face glanda care produce lacrimile? Sau ar putea crea orificiul din os prin care ele se scurg? Să ne spună evoluționiștii, cine a întocmit orificiul și a așezat un canal prin care se dispersează lacrimile? Am încheiat citatul din Teologia Naturală a lui William Paley. Când dă de întuneric, abilitatea ochiului de a vedea crește de 100.000 de ori. Cea mai performantă cameră creată vreodată nici măcar nu se poate compara. Și în plus de asta, ochiul va detecta obiectul pe care dorește să-l vadă și îl va încadra automat, mărindu-se sau micșorându-se. Ambii ochi, care se mișcă în tandem, trebuie să adopte unghiuri diferite pentru a se concentra asupra obiectului pe care doresc să-l vadă. Evoluționismul ne spune că ochiul s-a pregătit să se creeze pe sine însuși. A prevăzut dinainte un plan pentru propria ei protecție și și-a făcut o arcadă osoasă a sprâncenelor, care a dat naștere nasului pe care să ne așezăm ochelarii de care mulți dintre noi avem nevoie. Apoi a făurit un oblon pentru a se proteja de obiecte străine. Nu credeți că e nevoie de mai multă credință pentru a crede în evoluție decât în Dumnezeul Creator? Tu ce părere ai?